Isaia, capitolul 1. Necredința și pedeapsa lui Israel. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele, ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu unt de lemn. Țara vă este pustiită, cetățile vă sunt arse de foc, Străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Nu jertfe și sărbători, Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. ce -mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nascult. ascult căci mâinile vă sunt pline de sânge. Îndemn la pocăință. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Ah! Voi cere socoteala potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura, cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca o dinioară, și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinții în care găsiați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați, căci veți fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Capitolul 2. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, Veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul veniți casa al lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr dar țara lor este plină și de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. De aceea, cei mici vor fi scoborâți și cei mari vor fi smeriți, nu-i vei ierta. Intră în stânci și ascundă-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor basanului împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite împotriva tuturor corăbilor din tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată numai domnul va fi înălțat în ziua aceea toți idolii vor pieri Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției lui, când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului și de strălucirea măreției lui, când se va scula să îngrozească pământul. Nu vă mai încredeți, dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el? Capitolul 3 Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, pe viteaz și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, pe căpetenia peste cinzeci și pe drăgător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său ca casa părintească și va zice, Tu ai o haină, fii căpetenia noastră, ia dărâmăturile acestea sub mâna ta. Dar în aceeași zi el va răspunde, nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină. Nu mă puneți căpetenie peste popor. Se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile lui mărețe înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor și, ca sodomiții, își dau pe față nelegiuirea fără să o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele. Bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Poporul meu este asuprit de niște copii, și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Domnul se înfățișează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai mari lui. Voi ați mâncat via! Prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăiesc cu verigile de la picior, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca doabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cerceii, brățările și măhramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierele descântate, inelele și verigele de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și mahramele ușoare. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare, în loc de brâu, o funie, în loc de păr încrețit, un cap pleșuv, în loc de mantie largă, un sac strâmt, un semn de înfierare în loc de frumusețe. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă. Porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ. Amin.